Bună ziua din nou! După cum știți, astăzi este vineri și noi o să mâncăm pește. Dar o să fac salată de cartofi. Am fiert cartofi aici, să zic, am jumate de kilogram. Am două cepe mici. Astea le tai. Asta vine sosul ăla făcut peste cartofi. Dacă vă uitați la mine înapoi, mai am postat. De obicei, vinerea cam asta o fac. Nu mai încerc să mai schimb, dar de obicei asta fac, salată de cartofi cu pește pane prăjit și salată verde. Deci asta e meniul nostru de vinerea. Vinerea trecută am făcut cartofi gratin, acum fac salată de cartofi. Pe vinerea viitoare mai mă gândesc că nu vreau să fac toată, fiecare vinere salată de cartofi. Așa, tăiem mărunt. Eu am pus apă, cam 150 de ml de apă, să fiarbă. Așa. O să pun aici un cup de legume, că ne trebuie sosul ăla. Cam o linguriță de muștar. Deci asta să fiarbă aici. Ne trebuie zahăr. Cam o lingură de zahăr. Acum asta e opțional, zahărul, dar el așa mănâncă cu zahăr. Așa, ce ne mai trebuie? Asta o fierbem, că pe când cartofii sunt reci și tăiați, ea să fie călduță. Așa. Și oțet. Iar oțetul îl puneți după gust. O lingură, două, cât vă place de apă. Puțin trebuie. Deci cam două linguri de oțet, eu așa pun. Ulei nu pun aici nimica, lasă fiarbă și când fierbe, bag ceapa înăuntru. Să vă spun de ce fierb ceapa. Deci dacă fierbeți ceapa, puteți să-i mâncați și a doua zi, că nu se înverzește ceapa sau nu se negrește. Sau puteți liniștiți și a doua zi mâncați din ei. Acum cartofii curățăm de coajă. Cartofii sunt din ăștia noi, așa au scris pe pungă. Acum vedem. Că tot am avut... Nu sunt așa buni cartofii la ei. În Germania sunt mai buni cartofii. Dar aici nu. De vă spun că în Germania, că eu am lucrat în Germania și știu, mai ales ăștia pentru salata de cartofi. Na. Fiecare țară are ceva bun. Așa. Să începe să fiarbă. Eu să bag ceapa și opresc focul. Că el oricum aici, până se răcește placa, mai trebuie. Așa, sunt fain, că sunt galbeni, fain, dar ăștia ce am mai avut o pungă din ăștia, ăștia mi-au plăcut și duminică am făcut pireu și a ieșit super fain. Ce gătiți dumneavoastră astăzi? Precis care țineți post, tot faceți de post.
Poate ați văzut aici, că aici eu nu prea... Noi nu prea mâncăm carne. Lunea, dacă mâncăm ce rămâne de duminica, restul... Nu. Și eu așa mă bucur. În România mâncăm mai multă carne. Și nu e chiar așa de sănătoasă, dar leguma cea mai bună la noi în România este carnea. Vedeți că ea fierbe. Normal nu trebuie fiartă dacă o consumați toată. Dar cum la noi rămâne și mâine vine nepoată-sa de la Viena și așteaptă salata asta cu gura căscată. Așa, luăm deoparte. Așa că și după aia o să revin când îi tai, să vă arăt cum. Îi tai, da? L-ați mai văzut la mine. Am filmat, dar nu s-a filmat. A venit și oma cu salvarea, s-a oprit. Ok, eu am tăiat cartofii, am pus ziama aia ce-am fiert-o, ce v-am arătat-o. Am pus ulei, mai pun un pic, că mai trebuie un pic. Gustăm de sare. Nu mai trebuie nimic. Deci, și așa arată salata noastră. O să fac poză cu farfuria când servim. Să vă arăt. Na, uitați, asta e meniul nostru de astăzi. Pește pane, salată de cartofi și salată verde. Este super, super delicios. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!